Prin aderarea Finlandei și Suediei la Alianța Nord-Atlantică dispare relevanța Rusiei în Marea Baltică. Cu un litoral de aproximativ 250 de kilometri la enclava Kaliningrad și alți peste 300 la Sankt Petersburg, Rusia este încolțită de țări aliate. Un alt câștig al Alianței este creșterea regiunii arctice, unde Rusia și China au interese mari pentru deschiderea unor noi rute de transport și exploatarea de hidrocarburi. Discut mai multe chiar acum cu Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Florin, bună seara! Bună, Raluca! Granița Rusiei cu NATO, din păcate pentru Putin, a crescut considerabil prin aderarea Finlandei, iar Suedia ar putea să acorde un ajutor militar sporit țărilor baltice, considerate până acum izolate. Cum a schimbat poziționarea forțelor aderarea la NATO a celor două țări nordice? Flancul nordic al NATO se schimbă radical prin aderarea Suediei și Finlandei și cu siguranță a văzut multe analize în aceste zile. Putin nu a anticipat o astfel de dezvoltare a situației în regiune. Dacă ne uităm pe orice hartă, vedem că la nord sunt Suedia și Finlanda, două țări puternice. La sud sunt țările baltice puternic sprijinite, în special de Canada, Germania și Marea Britanie. Practic, exact cum este și în analiza Politico, forțele ruse din Marea Baltică sunt prinse ca într-o menghină. E adevărat, în timp de pace este mult să spune că este un lac NATO, dar în timp de război, orice mișcare a navelor ruse acolo este foarte ușor de văzut. Și mai este un avantaj al insulei Gotland din Suedia, care este foarte aproape de Kaliningrad, are instalații de radare destul de puternice și poate să vadă orice mișcare, să anticipeze orice mișcare a Rusiei. Cum vor fi pe viitor relațiile NATO-Rusia în nordul continentului? Clar, îmi este clar că Putin s-a supărat. Da, în acest moment e clar că presa de stat rusă spune că nu este cazul să se ia măsuri radicale, încearcă să minimizeze această situație, tocmai pentru a nu da rău Putin în fața opiniei publice ruse, dar ministrul apărării Sergei Șoigu a spus că dacă în Suedia și Finlanda se vor dezvolta facilități NATO și Rusia va dispune mai multe trupe, în special la granița Finlandei, o graniță de peste 1000 de kilometri. Încă nu s-au stabilit detalii despre aderarea Finlandei și să vedem la toamnă, după aderarea Suediei, ce baze militare se vor dezvolta aici, ce baze militare NATO, ce capabilități NATO vor fi și aici mă refer în special la mijloace de avertizare timpurie. Dar este clar că prin această manevră, două țări puternice, să ne gândim că Finlanda cumpără F-35, Suedia este al treilea producător din NATO după Statele Unite și Franța de aeronave multirol Gripen. Deci sunt două țări puternice, două țări unde nu s-a fost desfințat serviciul militar obligatoriu, cu forțe terestre numeroase, cu artilerie puternică și am văzut cât de importantă este în războiul din Ucraina. Este un mare plus pentru NATO și o mare pierdere pentru postura strategică a Rusiei în regiune. Florin, mersi tare mult!